La ultima postare de pe YouTube a fost întrebat ce putem face dacă avem parte de fecale moi la porumbei. Nu pot să spun că și la mine lucrurile sunt tot timpul roze. De exemplu, și aici nu e chiar ceea ce trebuie. Sunt ok. Dar sunt ok acum pentru că începusem să dau Avidres Oxylite în apă. Pe mâncare azi le-am pus Morgold cu Vita Mineral. Și se pare că lucrurile merg înspre bine. Găinațul se întărește mai tare. Nu e împrăștiat, nu e moale. Și recomandam într-un comentariu că poate să aleagă între Avidres, este Paloma Blue, care l-am folosit la pui anul acesta chiar foarte bine. După discuție cu un prieten zicea că nu-i mare lucru, nu-i mare diferență între Paloma Blue și Avidres, și hai să vedem ce se întâmplă dacă dau Avidres și nu mai dau Paloma Blue. Se pare că își face treaba, nu vă speriați. Normal că porumbei nu vor mai bea atât de multă apă, poate și din acest motiv pe care nu mai sunt atât de moi, clar, dar îi mai strânge puțin și nu avem parte de fecalele moi. Asta în apă. Pe mâncare folosesc Morgold-ul, care mă ajută foarte mult pe partea intestinală. Detox-ul de la acest farma, la fel și ăsta ajută la obținerea unor fecale foarte bune. Și în general porumbei au o stare de sănătate mai bună. Nu, cam astea sunt produsele așa care în extra sezon și nici în sezon nu se mai insist cu foarte multe produse, decât recuperatorii și cam atât, și puțin la plecare, poate un top form sau un RO 200 și chestii de ficat, de patoprotectoare, unul de la Sedocol, de la tot ce are silimarină, armurariu, merg. Chiar și ceaiuri, o să încep perioada următoare o cură de ceaiuri. Nu mă întrebați să vă spun rețeta ceaiului, că nu am voie să o zic, am primit-o și eu de la un coleg colombofil care mi-a zis să nu vorbesc despre. Și atunci, nu. Puneți-vă și voi minte la contribuție, alegeți mai multe tipuri de ceaiuri și vedeți ce iese. Cam atât. Ieri vă pusesem un filmuleț cu plasa asta pe aici. Într-adevăr, să mai adune găinațul. Dacă nu o să iasă bine, cum ziceau cineva tot în comentarii la postare, poate schimbăm. Punem o placă de hidrofugat de pal. Deși OSB am în cealaltă crescătorie și nu-mi place cum se curăță. Poate că la început e ok, merge bine, dar palul absorbe mai bine umiditatea umezeală și atunci e mai bun decât OSB-ul.